posturi puține de titulare anul acesta, posturi și mai puține de suplinitor. De ce se întâmplă acest lucru și tot mai puțini oameni aleg să intre în învățământ? Motivul principal este legat de slaba salarizare și de lipsa recompenselor de orice tip din sistemul de învățământ. Putem să spunem că sistemul se caracterizează printr-o criză de personal și ceea ce este și mai grav este modul de pregătire a personalului care este angajat. Tot mai slabi sunt absolvenții care vor să intre în sistem și automat scade și calitatea învățământului sau calitatea actului didactic. Dar cei care au copiat mai trebuie să intre în învățământ? Sunt foarte mulți anul acesta. Dacă vreți o părere strict personală, cei care au fost prinși copii nu au ce căuta în sistemul de învățământ. Și aici nu mai discutăm despre vreo culoare politică sau despre vreo politică guvernamentală. Multe clase de liceu se fac anul acesta, dar fără elevi. De ce credeți că directorii școlilor au cerut mai mult decât puteau să aibă? Din păcate, se întâmplă ceea ce noi speram să nu se întâmple. De vină aici este inspectoratul școlar, care a aprobat cu aproape 1000 de locuri mai mult la liceu decât numărul de absolvenți de clasa 8-a. Și ce se întâmplă cu aceste locuri acum? Aceste locuri dispar, înseamnă locuri libere în școli, înseamnă norme didactice care nu vor mai putea fi făcute și ceea ce este și mai grav, există posibilitatea ca la anumite discipline să nu mai există soluții pentru colegii noștri profesori, ceea ce va duce la șomaș. E clar, este o greșeală, va plăti măcar de data asta cineva pentru asta? La cum ne-au obișnuit cei de la inspectoratul școlar, nu va plăti nimeni niciodată. Ceea ce trebuie să știe colegii noștri care sunt dați în reducere de activitate în acest an, este că pot acționa inspectoratul școlar în instanță, evident, individual, dintr-un singur motiv. Inspectoratul școlar, pe baza acestor cifre nerealiste de școlarizare, a scos la titularizare și la concurs niște posturi, neavând în vedere însă faptul că anumiți colegi vor rămâne pe din afară. Schimbările implică și pe cei mai mici dintre elevi, pe cei de clasa 5-a. Ce efect va avea această schimbare? Sigur că intrarea în vigoare a noii legi a învățământului, atât de hulită de unii, atât de adorată de alții, va duce și la o modificare în ceea ce privește ciclul gimnazial, care acum devine de 5 ani. Deci, practic, elevii care intră în clasa a 5-a vor face 5 ani de gimnaziu și vor finaliza ciclul gimnazial la sfârșitul clasei a 9-a. Din punctul nostru de vedere, este o greșeală. De ce este o greșeală? Pentru că elevul care termină în mediul rural, după clasa a 9-a, practic, el va intra pe o piață a muncii nepregătit. După un bacalaureat dezastros, urmează sesiunea de toamnă. Cum o vedeți? Cum vă așteptați să fie? Eu n-aș spune că a fost un bacalaureat dezastros. Din punctul nostru de vedere, singurul lucru dezastros a fost modul în care a fost organizat examenul.